Avocatura de business din România s-a îmbogățit în ultimii ani cu o arie de practică ce tinde să devină vedetă. Dreptul penal al afacerilor sau white collar, pe denumirea sa anglosaxonă, sau business crime, dacă vreți o apelare mai științifică să spunem. Cert este însă că, deși ignorată încă cu grație de Chambers, ignor demn de o cauză mai bună, cum spun avocații, dreptul penal al afacerilor câștigă o felie din ce în ce mai mare din tortul avocaturii de afaceri. Și ca orice trend crescător, atrage și avocați care se specializează pe această nișă, precum și proiecte dedicate. Fără îndoială, cel mai important dintre ele este conferința de drept penal al afacerilor, pe care doi oameni au pus-o pe harta evenimentelor de drept și o mențin acolo de deja 6 ediții și îmbogățesc afișul. Săptămâna aceasta a avut loc la sala rondă de la Intercontinental, de tocmai s-au stins ecourile Congresului Avocaților care a ales noua conducere a Uniunii. Vom dezvolta subiectul în edițiile următoare aici la Legile Afacerilor. A avut loc așadar acolo ediția a 6-a conferinței, cu cel mai bun afiș de până acum, inclusiv Ion Dragne, decanul Baroului București și proaspăt vicepreședinte al UNBR. A avut loc și o lansare de carte, autor probabil cel mai prolific nume de scriitor din sfera juridică a ultimilor câțiva ani. Și când spun scriitor, nu înseamnă doar publicist, ci scriitor în adevăratul sens al cuvântului, de beletristică, în afară de tratate juridice. Fără îndoială însă că sufletul acestei conferințe sunt cei doi domni care i-au pus bazele și care au exploatat în interesul profesiei de avocat și al clienților dezvoltarea acestei arii de practică. Pentru că, așa cum spunea Winston Churchill, nu irosi niciodată o situație de criză. Bună seara, sunt Andrei Cristea, bine v-am regăsit la Legile Afacerilor la Profit TV. Invitații mei din această seară, care recidivează din fericire, Mihai Adrian Hotca și Augustin Zăbrăuțan. Domnilor, seara bună din nou la Legile Afacerilor. Bună seara, mă bucur să ne revedem din nou. Domnule Hotca, încep cu dumneavoastră. Un proiect plecat la drum ca multe alte proiecte de conferințe juridice, să-i spun. Probabil au fost și oameni care nu v-au dat multe șanse, probabil au fost și oameni care au crezut în dumneavoastră, pe aceștia din urmă ați reușit să-i coagulați. Afișul ediției cu numărul 6 este fără îndoială cel mai bun afiș și nu mă refer la partea grafică, mă refer la partea numelor de pe acest afiș. Felicitări, cum faceți să creșteți, unde vreți să vă opriți, unde vă duceți? În primul rând vă mulțumesc pentru aceste cuvinte deosebit de frumoase. Bănuiesc că sunteți obiectiv, sunteți un fin cunoscător al fenomenului și le iau ca atare. Vă rog. Cum am rezistat? Nu este o rețetă. Ca în orice lucru care se întâmplă și are un pic de succes, ulterior, așa, se pot face predicții despre trecut și e foarte ușor să spui ce idei extraordinare ai avut. A fost un mic act de curaj. De altfel, în orice afacere care poate nu este la îndemâna oricui, cred că actul de curaj este esențial și de aici trebuie să plecăm. Este adevărat însă că s-au aliniat și planetele. Avem o inițiativă a editurii Universul Juridic. Domnul Cârstea, președintele trustului, a fost cel care mi-a propus la început acest proiect. Pe care îl și arăt în acest moment telespectatorilor, e bine să-l și vadă. Da. După aceea a trebuit să mă gândesc la o echipă. Mi-a făcut și domnia sa mai multe propuneri, am venit și eu cu anumite nume. Într-un final avem o echipă. Această echipă a crezut cel puțin la fel ca mine în acest proiect. Și probabil că omul sfințește locul. Cum se spune, într-o exprimare destul de veche, dar mereu actuală. Referitor la faptul că am ajuns, iată, la a șasea ediție, cred că aici are dreptate americanul Lindy, care la un moment dat, analizând durabilitatea lucrurilor, a spus că cu cât ceva durează mai mult, cu atât șansele să dureze și mai mult sunt din ce în ce mai mare. Probabil că este un caz care se pliază pe această teorie. Să sperăm că viitorul va confirma. Domnule Augustin Zăbrăuțanu, înțeleg că și ritmul pe care vi l-ați propus inițial este depășit. Depășit în sensul bun, în sensul în care realitatea ne arată că ați realizat mai multe conferințe decât anual, decât v-ați fi propus în prima fază. Inițial cu, împreună cu grupul Universul Juridic am discutat pentru o frecvență bianuală a acestor conferințe.
Aceasta se menține în ceea ce privește cele organizate în București, dar am avut plăcuta surpriză ca la inițiativa unor colegi din țară, respectiv Timișoara, Craiova, sperăm curând să se întâmple și la Iași, au fost organizate și conferințe regionale. Până la urmă, gândurile noastre sunt ca să creștem acest proiect, ne întrebați unde ne oprim. Nu știm, din fericire, niciodată și nu vrem să știm unde ne vom opri. Este singurul lucru de care nu suntem preocupați și lăsăm soarta să opereze de capul ei. Ceea ce ne dorim cu adevărat este ca într-un termen relativ scurt, spun asta pentru că deja această conferință cu numărul 6 a beneficiat de întreaga structură a proiectului. Conferință, revistă și cartea de care povesteați și pe care o să o prezinte domnul profesor Hotca în cele ce urmează. Noi acest proiect îl gândim să fie în primul rând util celor cărora se adresează. Oamenilor de afaceri, mediului de afaceri. Și, dacă vreți, tendința pe care noi o simțim și încercăm să o și anticipăm și acționăm în sensul ăsta, este un accent cât mai mare pe partea de prevenție. Pentru că asta este, spun eu, una dintre principalele, nu neapărat deosebiri, dar principalele caracteristici diferite ale zonei acesteia de drept penal afacerilor, white collar crime, cum vreți să-i spuneți, companiile, oamenii de afaceri, cu siguranță nu au un obiectiv problemele. Dar, pentru a le putea evita sau măcar a le gestiona, trebuie să le identifice riscurile și să se pregătească să le gestioneze în cazul, sperăm noi, improbabil, în care acestea se vor întâmpla. Și atunci, noi vedem și nu doar noi, am văzut și alți colegi care lucrează în această zonă, că această piață se îndreaptă din ce în ce mai mult spre această zonă de prevenție și de pregătire a clientelei, să-i spunem, în acest sens. Pompieri am fost, vom rămâne în această zonă, dar ne dorim o cât mai puțină componentă de pompierism, să zic așa, și atunci când suntem pompieri, ne dorim să avem un hidrant la fața locului și să funcționeze. Uitându-mă pe afișul celei de-a șasea conferințe, văd că țineți pasul cu vremurile, în sensul în care există cel puțin două, trei teme acolo, hai să spunem, greu de conceput până în urmă cu un an și ceva, cele de inteligență artificială, cele de cybercrime. Cum ați ajuns să aduceți oameni care să vorbească pe aceste teme? Atunci când ne-am propus să ne ocupăm de acest subdomeniu până la urmă, că este un domeniu de nișă, am avut în vedere că principala, să spunem, chestiune care poate atrage un astfel de proiect, o reprezintă noutatea. Noutate și apoi factorul uman. Dacă cele două se îmbină, cred că orice proiect poate reuși. Omul, pentru că este esențial, iar noutatea este cea care atrage, care nu plictisește. La fiecare dintre cele șase conferințe, noi am plecat de la agenda zilei. Practic, ne-am consultat, ne-am uitat în practica judiciară, în practica din domeniu și am tras niște concluzii. Pe la începutul lunii
martie, am ajuns la concluzia că această a șasea conferință ar trebui să abordeze cybercrime, adică infracțiunile din domeniul informatic și alte infracțiuni care intră în sens larg în acest domeniu. Avem în vedere fraudele informatice, fraudele cu instrumente de plată, falsul informatic, accesul ilegal la un sistem informatic și inclusiv criminalitatea organizată care ține de acest domeniu infracțional. De asemenea, pentru că există și preocupări la nivel european, internațional și chiar pe plan intern am ajuns la concluzia că a început să capete importanță domeniul acesta al inteligenței artificiale, ne-am gândit că în perspectivă este cazul, cel puțin prin 2-3 speakeri, să abordăm și acest domeniu. Și am avut plăcerea să constat că cei pe care am invitat, doamna Stănilă și Tudor Colțan, s-au ridicat la nivelul așteptărilor noastre, au avut niște teme foarte interesante, care s-au dovedit nu numai interesante, dar și practice. Și de asemenea, pe lângă chestiunile acestea de noutate, de, să spunem, lucruri care se pot întâmpla în viitorul apropiat, am avut în vedere întotdeauna și problemele actuale, acele așa numite constante ale domeniului, care, sigur, au și ele evoluția lor, au dinamica lor și de fiecare dată am păstrat posibilitatea pentru a fi prezentate și aceste teme. Cred că această a șasea ediție a avut această particularitate de a veni prevalent cu chestiuni de noutate și cu speaker care unii erau mai puțin cunoscuți și poate nu erau mari așteptări, dar au confirmat, poate mai mult, au depășit așteptările celor care au participat la conferință. Tudor Colțan, partener Suciu Popa, face asta și în viața de zi cu zi, on daily basis, să spunem. Așa este și partea echipei Legal Shapers, l-am avut și noi în emisiune, proiectul Lorelai, care a câștigat Global Legal Hackathon la, la New York, care este într-adevăr o mare realizare a inovației în avocatură. Așa este. Trebuie felicitat pentru că a reprezentat avocatura românească cu succes peste hotare. Este un tânăr care, în afară de dorința de afirmare, care este firească și trebuie să fie ingredientul de bază al oricărui avocat și, în general, a unui tânăr care vrea să se realizeze, este și un om care se implică, am văzut, în acțiuni caritabile, promovează sportul, așa că eu îl apreciez foarte mult, de aceea l-am și invitat, pentru că am avut încredere în el și a confirmat. Este una dintre, să spunem, surprizele foarte plăcute. Domnule Zăvăluțanu, cum, din cine este formată audiența? Și când spun audiență, mă refer nu de audiența de Profit TV, mă refer la audiența, la oamenii care vin în sală, la ronda de la Intercontinental. Mărturisesc că nu am făcut o statistică aplicată. Misiunea asta o au cei de la grupul editorial Universul Juridic, presupun că ei fac studiile astea, dar din ce am văzut eu, am simțit două categorii de auditori, să spun așa. Odată, profesioniști din domeniul juridic și reprezentanți ai mediului de afaceri, mai corect spus, profesioniști nejuriști. Am văzut oameni din domeniul financiar, oameni care cumva simt că această nișă, cum îi spune domnul profesor, pe care eu o văd ca o zonă de confluență între câteva zone foarte importante ale dreptului suprapuse activităților specifice mediului de afaceri, vorbim de dreptul insolvenței, vorbim de dreptul societar, vorbim de zona de fiscalitate. Până la urmă, evident, zona de drept penal, într-un fel, oamenii care se confruntă cu aceste probleme
cumva vor să fie la curent cu ceea ce se întâmplă astăzi și eventual să aibă o perspectivă cât mai corectă asupra ceea ce se va întâmpla mâine, dacă nu ți-ar poi mine. Ceea ce aș mai vrea să adaug aici este că accentul în această echipă este dinspre practică spre teorie. Deci, soluțiile teoretice, evident, le găsim jurisprudențiale, dar plecăm de la lucrurile care se întâmplă așa cum se întâmplă ele astăzi, care ard. Apropo de practică, eu cred că trebuie să faceți cumva să ajungeți la end user. Prin end user înțeleg omul de afaceri. Eu înțeleg că ați avut la conferință, din ce îmi spuneți, a doua categorie formată dintr-un fel de, hai să-i spunem, oameni care transmit informațiile pe care dumneavoastră le dați în conferințe end userilor. Eu cred că cumva, într-un fel sau altul, trebuie să vă apropiați de end user, pentru că aici vă e piața, de fapt. Știți ce am avut în vedere atunci când, printre altele, am gândit acest proiect? Și scopul de a coborî lângă destinatar până la urmă. Asta este. Pentru că, în general, specialiștii vor să impresioneze alți specialiști. Corect. Însă uite de cel care este până la urmă utilizatorul sau destinatarul final al produsului respectiv. La asta ne-am gândit. Este adevărat că, în principal, participă juriști. Dar acești juriști, la rândul lor, au contacte cu oamenii din domeniul afacerilor. Și am avut în vedere, pentru că această conferință este și înregistrată și poate fi cumpărată, poate fi analizată, vizualizată, descărcată, deci poate avea acces la ea o plajă foarte largă de destinatari. Legile, problemele din domeniul dreptului, dacă sunt discutate numai între juriști și dacă folosesc un limbaj foarte specific, riscă să fie într-o bulă, într-un fel de turn așa de fildeș, care să fie foarte interesant, foarte frumos pentru participanții de acolo, dar să nu ajungă la mediul de afaceri. Asta-s. Noi am gândit, mai devreme sau mai târziu, ca lumea afacerilor să cunoască aceste probleme, pentru că ele prezintă în principal relevanță pentru destinatarii normei penale. Și aici avem în vedere, sigur, norma penală, care e cea mai dură dintre toate, cea care te poate trimite până la urmă după gratii, îți poți pierde averea și așa mai departe. Plecând de la acest scop, ne-am gândit și am discutat între noi că atunci când supunem dezbatere chestiunea, analizăm o anumită practică, să încercăm, sigur, în măsura posibilului, să folosim un limbaj comun, fără a face însă rabat de la calitate. Ăsta a fost unul dintre obiectivele noastre și prin asta am încercat să ne apropiem foarte mult de oamenii de afaceri, de alți participanți la acest domeniu foarte interesant și dinamic al economiei până la urmă, că fără economie e greu de discutat despre o societate postmodernă. Deci, practic, conferința poate fi vizualizată, haideți să spunem asta, pe portalul Universului Juridic în momentul ăsta. Nu cunosc detaliile, dar cine dorește, sigur poate să obțină... Probabil pe bază de abonament sau probabil pe bază de... Sigur că da. Sigur. Dar există pe portalul Universului Juridic. Okay. Cred, dacă nu mă înșel, cred că este, poate fi accesată ca și cel puțin una dintre conferințele anterioare, ca și produs pe ujumag.ro. Ok, am înțeles. Acolo unde... un fel de video de podcast. Probabil un fel dumneavoastră știți. Probabil un fel de podcast și e foarte normal să fie așa. Da. Bun. Vorbeam la început emisiunii, domnule Hotca, despre un concept. Ați plecat de la o idee, aici să facem o conferință, să aducem niște oameni într-o sală și să vorbească cu niște profesioniști și a devenit, după a șasea ediție, cu mult mai mult decât atât, un concept care înglobează această conferință, cu un afiș cu speaker din ce în ce mai interesanți, dar care înglobează și niște publicații. Am arătat revista română de drept al afacerilor. Haideți să vorbim un pic despre Ghidul omului de afaceri, care este cartea care înțeleg că s-a lansat cu ocazia celei de-a șasea ediții
pe data de 14, dacă nu mă înșel. Așa este. Această carte inițial n-a fost asociată atât de strâns cu proiectul inițial, pentru că prima ediție a apărut în 2015, deci cu câțiva ani în urmă. Okay. Nu exista conferință. Da, nu exista conferința, sau hai să spunem, conferința a apărut după aceea. În momentul în care am constatat că a fost o carte relativ bine primită de către domeniul afacerilor, de către colegi juriști, de către, practic, cei care sunt implicați în această zonă a economicului, ne-am gândit, la fel cum spuneam mai devreme, că ar trebui să adaptăm limbajul. Și că tot ați menționat cartea, vreau să vă spun că primul capitol este menit să familiarizeze cititorul, care poate fi orice om cu studii, să le spunem, superioare sau chiar medii, să-l familiarizăm, să-l obișnuim cu terminologia specifică domeniului juridic și în special a problemelor de natură penală. Apoi are un pic de logică așezarea capitolelor, pentru că sunt 12 capitole. Următoarele capitole se ocupă de infracțiunile din domeniul societăților, apoi discutăm de evaziune fiscală, spălarea banilor, contrabandă, alte infracțiuni, inclusiv corupție în mediul privat. Mai departe, discutăm despre problema răspunderii penale a entităților colective, adică a societăților, a companiilor, a persoanelor juridice, cum spune legea. Această instituție a răspunderii penale a persoanelor juridice este una relativ recentă. Sigur, au trecut vreo 12-13 ani de când a fost reînscrisă în codul nostru penal, dar încă este imatură. Și mai departe, după aceea, într-un alt capitol, există o analiză a măsurilor care se pot dispune într-un eventual proces penal, a drepturilor și obligațiilor pe care le au cei care sunt implicați într-un eventual proces penal, despre insolvență și alte probleme asociate insolvenței. Și nu în ultimul rând, poate, este un capitol care nu se regăsește în ediția anterioară. Protecția integrității în mediul privat și managementul riscurilor. Da. Aici, la managementul riscurilor, o să las pe Augustin să ne spună mai multe, dar aș vrea să fac eu câteva precizări referitoare la integritate. Am constatat, să zicem, ca urmare a analizelor pe care le-am făcut personal, analize făcute de către alții, a discuțiilor pe care le-am purtat în mediul juridic, pentru că am participat la mai multe dezbateri, am constatat că în prezent integritatea în mediul afacerilor, aș îndrăzni să spun că este chiar un element al activului unei companii. Sigur, ca o metaforă deocamdată, dar este foarte posibil ca în viitorul apropiat să o găsim așa cum clientela, vadul comercial și așa mai departe, le găsim ca elemente ale fondului de comerț sau chiar în activul patrimonial. Dar spun ceva ce e cert la acest moment, și anume că este o condiție esențială pentru succesul în câmpul economic al unui întreprinzător, al unui antreprenor. Dacă o afacere mai veche sau mai nouă, atunci când se face strategia, nu este gândită plecându-se și de la integritate, șansele să dureze, să rămână pe termen lung, sunt foarte mici. Acest lucru a fost constatat deja în țările din vest și valul vine și spre noi, spre estul Europei, sud-estul Europei, și vreau să vă spun că întreprinzătorii români au învățat foarte multe după criza din 2008. Să știți că o criză e foarte ușor de gestionat dacă știi foarte bine care sunt corsetele legale în care te poți mișca. Unii oameni, când a apărut criza, au sărit spre evaziune fiscală, spre contrabandă,
spre economie subterană. Foarte puțini au zis nu, trebuie să rezistăm pentru că eu vreau să-mi păstrez integritatea, că voi trece până la urmă peste criză și voi rămâne cu o imagine nepătată, atât în fața partenerilor de afaceri, dar și în fața organelor statului. Ei, aceștia din urmă au devenit antifragili în momentul acesta. Au căpătat o imunitate pe care ceilalți nu au. Și au tras învățăminte și au zis, domnule, iată cât de importantă este integritatea. Și foarte mulți oameni de afaceri, chiar dacă nu sunt patron de companii mari, ci poate sunt mici, unele mijlocii, au ajuns la concluzia că este necesar un sistem de integritate pe care să-l implementeze la nivelul companiei. Pentru că dacă previi, ai șanse mari să nu ajungi în situații delicate în viitor. Deci, un sistem de integritate a devenit aproape, a spune, o condiție sine qua non pentru succesul în afaceri. Vreau să mă întorc la prevenție, dar o să lăsăm pe domnul Zăbrăuțanu să ne spune despre risk management. I-ați ridicat mingea la fileu, dar vreau să vă țineți ideea pentru că vreau să revin la prevenție, pentru că eu cred că problema e mult mai largă și ține de mentalitate. Și vreau să-mi spuneți dacă în anii în care dumneavoastră faceți drept penal al afacerilor, s-a schimbat ceva în mentalitate, că de aici cred că pleacă. Domnule Zăbrăuțanu. În mod obligatoriu lucrurile se schimbă, oamenii se schimbă, nu doar unii oameni cu alți oameni, ci oamenii înșiși. Pentru că, într-adevăr, istoria noastră economică post-1989, ca să nu folosesc alți termeni, cunoaște doar această mare criză, să-i spunem așa, deși a mai fost și în 96-97, dar mediul economic era oarecum mai restrâns, deși și atunci a fost o duritate maximă. Nu știu dacă ne-am putea imagina cum e astăzi, ca în 2 luni de zile, 3 luni de zile, euro să ajungă de la 4,5 lei, 4,70 lei cât e astăzi, să ajungă 7 lei sau ceva de genul ăsta. Cam așa a fost atunci. Dolarul a sărit în câteva luni de la 4.000 de lei la 7.000, ceva de genul ăsta. O catastrofă. Eu am cunoscut câțiva oameni care au fost pur și simplu bulversate. E adevărat, piața a absorbit cumva interesant. Credite bancare neperformante nu mai intră. Niște bănci care au murit atunci. Niște bănci care au murit până atunci. Da, acelea au fost supapele. Fără supape nu se poate merge mai departe. La un dat explodează sistemul. Bun. Într-adevăr, criza din anii 2008, 2009, 2010 a generat cu siguranță niște mutări. Nu le-aș zice chiar mutații, mutări în mentalitatea oamenilor de afaceri. Spunea bine domnul profesor că cei care au trecut cu bine de această criză sunt cu totul alți oameni. Asta și pentru că, de exemplu, această perioadă a vaccinat cumva mediul de afaceri împotriva virusului numit rușinea de a fi falit sau de a intra în insolvență sau de a încerca o reorganizare. Aia nu era neapărat o teamă, o temere artificială, ci pentru că în jur în momentul acela erai tratat de partenerii tăi de afaceri în primul rând și de stat cumva ca un ciumat. În momentul acela intra în insolvență echivala cu închisul prăvăliei. Poate dacă erai un profesionist al tunurilor, puteai să zici că o foloseai ca să-i păcălești tu pe ceilalți, nu ca să salvezi afacerea. Bun, după aceea, ușor, ușor, și legile s-au schimbat, trebuie să spunem, au apărut, pe lângă că în 2014 a fost publicată o nouă lege a insolvenței, dar în 2010, de exemplu, a apărut pentru prima dată o reglementare coerentă a măsurilor de preinsolvență, care dădeau, de exemplu, printre altele, posibilitatea oamenilor de afaceri să încerce să își negocieze un concordat preventiv, să spunem,
practic un plan de reorganizare negociat cu principalii creditori, foarte important, fără a fi publică această chestiune, yes, pentru că insolvența automat devine publică la momentul în care ai introdus tu sau cineva sau un creditor cererea de insolvență. Ei, lucrurile astea într-adevăr au produs schimbări în mentalitatea oamenilor. Oamenii au început să caute instrumente legale care să-i ajute să depășească momentele dificile. Cu siguranță astăzi, inclusiv după perioada în care, ca urmare a dificultăților economice, anumiți jucători din piață au desfășurat activități economice care au fost considerate de autorități, inclusiv de natură penală. Puterea exemplului este una foarte puternică. Astăzi piața, într-adevăr, este mai deschisă pentru a căuta soluții legale, eficiente, de a nu se ajunge în astfel de situații. Și discuțiile în cadrul echipei, trebuie să precizez faptul că inclusiv în conferințe, dacă veți observa, o să găsiți o constantă. Aproape toate titlurile sau marea lor majoritate conțin cuvântul practic, aspecte practice. Toate vin de undeva din ceea ce li se întâmplă oamenilor. Nu sunt chestiuni de laborator acolo inventate. În urma acestor analize ne-am dat seama că trebuie să venim noi ca și practicieni în sprijinul real, eficient al celor interesați, încercând să promovăm în primul rând o comunicare bună, eficientă în cadrul compartimentelor, în cadrul celor care îl sfătuiesc pe omul de afaceri. Mm-hmm. Și de aici, pentru că e adevărat, ne-am uitat și noi ce fac alții de zeci de ani, poate și mai bine, și am observat că în țările cu tradiție, echipele care gestionează riscurile în cadrul unei companii, în cadrul unei corporații, sunt coordonate de cele mai multe ori nu de juriști, nu de economiști, ci de comunicatori foarte buni, de specialiști în comunicare, de specialiști în managementul riscului, dar există, toată lumea știe ce are de făcut, fiecare face ceea ce trebuie să facă, nu dau comunicate de presă toți în companie, de exemplu, când o situație dificilă apare. Și se evită astfel unul dintre cele mai mari riscuri care există într-o companie, în special pentru decidenți. Riscul informației asimetrice. Când decidentul nu cunoaște toate detaliile, să spunem, dar nu neapărat detaliile în sensul de mici componente, ci nu cunoaște realitatea. Și ceea ce nu cunoști, nu înțelegi, ceea ce nu înțelegi, nu există. Okay. Din perspectiva asta, domnul profesor Hotca a ținut foarte mult ca să începem să dezvoltăm această componentă de și de management a riscului în proiectul nostru, în ghidul omului de afaceri, astăzi, alături de această componentă a integrității, a evitării corupției în cadrul mediu, în mediul de privat. Iar o chestiune despre care se discută foarte puțin. Și aici insistența, sperăm, acum avem câteva, să le spunem, modele, sugestii practice, dar în timp sperăm să dezvoltăm un pachet de bază, să-i spunem așa. Un kit de supraviețuire. Un kit de supraviețuire care să le fie oamenilor de folos în a-și desena, în a-și implementa și în a-și duce, în caz de nevoie, la execuție, un plan de gestionare a situației de criză. Păi, spuneam și la începutul emisiunii ce a spus Winston Churchill, să nu subestimăm puterea pozitivă a unei crize. El a spus-o în termen de război, era cu tot altceva evident. Așa e, și se pare, Einstein a spus că, în general, crizele aduc și binefaceri. Da, da. Domnule Hotca, cum a evoluat, întrebarea mi-a venit în timp ce vorbea domnul Augustin Zăvrăuțanu, cum a evoluat toți actorii juridici în ceea ce înseamnă drept penal al afacerilor respectiv? Cum au evoluat
magistrații din punctul acesta de vedere? Să știți că juriștii în general sunt beneficiari unei culturi generale foarte bune. Nu vreau să par subiectiv, pentru că sunt subiectiv, dar vreau să aduc și argumente. Pentru că dreptul reglementează toate sferele societății. Nu există relație socială importantă pe care dreptul să nu o reglementeze. Să vă gândiți numai la codul civil. Pe lângă codul civil sunt mii de alte acte normative. Iar facultatea de drept, în momentul în care analizezi, sigur, o mică parte din acest noi an de acte normative, te ajută să cunoști terminologie, concepte, noțiuni, practic din orice domeniu important. Dar în afară de, să spunem, partea juridică a facultății de drept, de regulă, la facultățile de drept se face un pic de economie, un pic de logică, filozofie, psihologie, criminologie și așa mai departe. Deci putem spune că juriștii, în general, fac parte din elita societății și sunt oameni care se adaptează ușor. Ei sunt pregătiți, să spunem așa, la provocări. Sigur, sunt și unii dintre ei care au o rigiditate mai mare, probabil s-au gândit încă de la început, din timpul facultății, să ocupe o funcție cu un salariu, să aibă o pensie, dar când discutăm cel puțin de partea liberală a profesiilor juridice, avocați, notari, consilieri, mediatori, practicieni în insolvență și așa mai departe, sunt cei care se adaptează cel mai ușor. Și cred că și judecătorii au această capacitate, și procurorii. Există, deci iată, premizele pentru o adaptare. Marea problemă pe care noi am identificat-o, să spunem, atunci când am așezat informații între coperțele acestei cărți a fost următoarea. În ce măsură, în general, oamenii învață de pe urma unor probleme judiciare? Pentru că justiția, la fel ca sistemul sanitar, se ocupă în principal de efecte. Sigur, se realizează și o prevenție prin aceasta, dar prevenția nu este cu un efect atât de evident. Și am fost în căutarea cauzelor. Care au fost cauzele? Și am rămas, să spunem, foarte surprinși să constatăm faptul că oamenii de afaceri și cei care acționează în domeniul economic nu cunosc legile și nu cunosc legile importante, chiar ale domeniului. Avem o lege din 90, iată că are aproape 30 de ani, legea societăților, legea 31. Vreau să vă spun că din 100 de oameni de afaceri cu care am stat de vorbă, poate niciunul sau unul, doi, da, nu contează, n-au citit cel puțin partea în care sunt infracțiunile. Adică ei nu știau că anumite decizii ale lor pot să-i ducă în zona infracțională. Nu mai discutăm de diferența dintre evaziune, care are semnificație penală, și alte forme de ilicit care, mă rog, ridică o problemă, să spunem, în legătură cu fiscul. Apoi, apropo de ce spunea Augustin, insolvența. Foarte mulți vedeau insolvența ca ceva infamant. Pentru că, într-adevăr, pentru unii trebuia să fie ceva infamant, având în vedere că au ajuns cu rea credință, prin mijloace frauduloase. Practic, cu bună știință, au dus o companie în insolvență. Aceea trebuie, sigur, să primească o anatemă din partea societății și nu trebuie să li se dea foarte ușor a doua șansă. Dar foarte mulți agenții economici au căzut cu ocazia crizei din 2008 pe baza efectului de domino. Depindeau de alte companii mai mari și așa mai departe, până când efectul s-a liniștit. Aceștia trebuiau să primească o nouă șansă. Și cei care au rezistat, până la urmă, sunt oamenii de afaceri cu rezultate în prezent, să știți. Și nu sunt cuvinte mari, pentru că să ne gândim la un singur lucru. Cine contribuie la PIB? Ei contribuie la PIB, la cheltuielile publice. Ei sunt acolo.
că de la stat vin foarte puține sume de bani, pentru că deși avem încă în domeniul, să zicem, gestiunii statului multe companii, ponderea lor în produsul intern brut este foarte mică. Iar multinaționalele se plătesc mai bine. Și asta ce am mai vrut să subliniez, un efect foarte interesant pe care l-am constatat. Să știți că ideea de integritate valorează și împotriva celor care au profitat de oamenii integri. Cum? Ca un mic paradox. Pretind partenerilor lor integritate. După principiu, dacă vreți o parafrază a lui Plutarh, care a spus că iubim trădarea, dar nu pe trădători, s-ar putea spune că sunt iubiți viciații din domeniu mai puțin decât viciul lor. Deci, cu alte cuvinte, îl acceptă, dar numai când este vorba despre ei și mai puțin despre ceilalți. Adică evită să intre în afaceri chiar și cei mai neserioși cu oameni care sunt neserioși ca ei. Deci, practic, victime sunt tot oameni integri și nu alți oameni care, să spunem, viciază sau, mă rog, afectează într-o manieră negativă domeniul afacerilor. Dacă îmi permiteți o scurtă completare a acestui spus, domnul profesor Hotca. Până la urmă, vremurile acestea, anii care au trecut de la criză, dar nu numai, au început prin contaminare pozitivă cu multinaționalele, pentru că acestea, datorită modelului de afaceri, de business importat, datorită faptului că ele, la nivel de societăți mamă, dețin niște linii de asigurare a riscului comercial, care nu prea este accesibil în România celor care nu vin din dincolo și nu au suficientă putere, dar aceste pachete, să spunem așa, de avantaje, aceste parașute, aceste supape și siguranță, plase de siguranță, vin cu niște condiții. Una dintre ele este o bună guvernanță corporatistă, care asta înseamnă până la urmă integritate, da? Doi, cu analize foarte serioase făcute periodic, cu instruiri foarte atente ale oamenilor, cu ofițeri de integritate, chiar dacă nu neapărat ca la bănci sau... și aici noi avem o zonă a societăților, a companiilor care, să spun așa, sunt sub o foarte strictă supraveghere, reglementare și supraveghere. Vorbim de societăți de asigurare, vorbim de bănci, de exemplu. De IFN-uri. Unde, de IFN-uri, da, unde regulatorul și supraveghetorul pieței, să spun așa, indiferent că vorbim de Banca Națională, indiferent că vorbim de ASF, vin cu pachete de măsuri și cu verificare a modului în care acestea sunt asimilate și implementate în interiorul companiei. Dar ceea ce este foarte important, oamenii de afaceri au observat că ușor, ușor în România acest risc reputațional, că iar este un risc foarte bine determinat, de adevăr poate să coste foarte mult. Lipsa unei bune reputații te poate așeza într-o zonă în raport cu un finanțator, în raport cu un creditor până la urmă, dintr-o poziție confortabilă, pozitivă, într-o poziție foarte inconfortabilă. Și am întâlnit și eu și cred că toți colegii care am asistat într-un fel sau altul oameni de afaceri aflați într-o discuție, să spunem, dificilă cu finanțatorul, am asistat la tratamente total diferite care țineau strict de cum s-au comportat acești oameni până acum. Pentru că noi nu mai suntem astăzi la începutul în care totul e văzut în alb sau negru, da? Astăzi deja oamenii au istorie. Vorbim de incidente de plată, vorbim de modul în care oamenii și-au ținut de-a lungul timpului promisiunile în instituțiile financiare, bancare, nu mai au dezvoltat ele între ele. Da. Centra riscuri de plată, incidență de plată, dar nu numai, au dezvoltat un sistem de analiză destul de detaliată și destul de bună calitativ asupra oamenilor de afaceri și asupra comportamentului acestora. Din punctul meu de vedere,
În cadrul companiei, un risc foarte important pentru decident, să-i spunem așa, este, cum spuneam, acest risc al informației asimetrice. Mai precis, din punctul meu de vedere, fiecare cap încoronat trebuie să aibă propriul Consiliu de Coroană. Și aș face Consiliul de Coroană care nu este format din yes-men. Nu cei care îl perie trebuie să fie în componența acestui Consiliu de Coroană. Trebuie să fie oameni care știu ce este de făcut, care sunt realmente implicați în mersul societății și știu ce se întâmplă în societate și au statura morală, aș numi eu cel puțin bună credință profesională, să-i spună decidentului care este realitatea, în primul rând, și ceea ce este de făcut. Pentru că raportarea Consiliului de Coroană, să ne amintim acea vestită sintagmă, maiestate, aia asta nu se poate. Oricât de dificil a fost pentru rege să-i se spună asta, regele nu a ascultat ce a spus sfătuitorul lui în Consiliul de Coroană. Oricât de dificile au fost decizii, cum ar fi intrarea României în război, de altă parte decât ar fi spus sufletul regelui, regele a acceptat acest lucru. Deci asta este, pe de o parte, decidentul trebuie să dea încredere și posibilitatea oamenilor care se ocupă de aceste lucruri să știe ce se întâmplă în companie și la rândul lui să fie deschis să vadă realitatea și să ia măsurile pe care el le consideră că până la urmă e decizia lui comercială pentru a merge lucrurile mai bine sau nu. Nu le pot ca întrebare de final. Vă rog. Aici este vorba de o cultură organizațională. Un lider, oricât de orgolios ar fi el, oricât de doritor ar fi de succes, trebuie să înțeleagă că dacă nu se sprijină în acel, așa zis, Consiliu de Coroană al înțelepților, contează mai puțin adunare generală, așa, da, cum vreți. Nu se sprijină sau nu se poate baza pe oameni care îi spun verde în față cum stau lucrurile și trebuie să-i accepte, înseamnă că e pierdut. E doar o chestiune de timp până când lucrurile se vor prăbuși. Și asta se întâmplă nu numai în perioade de criză, mai ales atunci, evident, ele se petrec. Dar sunt cazuri celebre de mari companii, mari corporații care dintr-o greșeală de felul acesta au dispărut. Ne gândim, îmi trece prin minte cazul Barings cu Nick Leeson, da, 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 care într-o zi a făcut să dispară 1,5 miliarde de lire, iar banca după 200 și ceva de ani, parcă 33 de ani de existență, a dispărut. Așa. Și a fost vândută pe o liră și nimeni n-a mai auzit de ea. Cam asta e ideea. Trebuie la un moment dat să ai voința de fier, să accepți în jurul tău oameni și care spun no. Da. Nu numai yes, sau cum spunea, puțin nu așa. Foarte, foarte bine. Să-i asculți, sigur, până la urmă decizi. Dar să fii sincer cu tine însuți, pentru că dacă ești înconjurat numai de oameni care te aplaudă, înseamnă că ai o mare problemă. Eu le zic culegător de scame. Dacă ești înconjurat de culegători de scame, la un moment dat o să ajungi să culegi și tu scame. Uitați-vă ce s-a întâmplat numai în industria auto anul trecut cu celebrul caz al lui Ghost, în care noi l-am prezentat în carte ca și exemplu, în special pentru că eu sunt foarte subiectiv. Eu am avut un mare și am în continuare pentru ce au făcut pentru industrie, atât de Carlos Ghosn, cât și cel care, am scapă numele în momentul ăsta, cel care a condus grupul Fiat și General Motors și s-a prăpădit anul trecut, oameni care au trecut prin criză și au construit anse, dar din păcate lipsa, în cazul acesta, nu neapărat lipsa integrității, ci lipsa unor mecanisme eficiente de control. Mecanisme eficiente de control, cum spune Augustin, și lipsa informației. Acești oameni n-au citit un ghid al omului de afaceri. Pun pariu. Nu cred pentru că s-au bazat pe ei. Nu neapărat, dar nici cei din jurul lor. Ba, cred că s-au făcut un complex de factori. Ca întotdeauna este un complex de factori. Dar să știi că uneori, din când în când, trebuie să cobori la munca de jos să mai citești tu o carte. Așa oricare ar fi ea. Dacă te bazezi numai pe informație de mâna a doua, e o mare greșeală. La un moment dat s-ar putea să te coste și asta. Să crezi că tu ești scutit
și ție nu ți se întâmplă și să nu-i în calcul, pentru că una dintre cele mai importante învățăminte pe care eu le-am tras citind de câțiva ani buni în zona asta, este că dacă după o criză tu nu te uiți ce s-a întâmplat în organizația ta și dacă nu iei niște măsuri și ignori faptul că fulgerul poate lovi de două ori în același loc. Deși statistic și probabilistic e foarte rar. Da, e adevărat. Mai ales că odată lovit acolo și nerefăcută tensiunea este foarte sensibilă. Alături de mine în această seară au fost domnul Mihai Adrian Hotca, managing partner Hotca și Asociații, Augustin Zăbrăuțanu, managing partner Zăbrăuțanu, Popescu și Asociații. Domnul, vă mulțumesc pentru recidivă. Când este, hai să nu, deși intră genericul peste noi cu muzica de final ambiental, când este conferința numărul 7? Conferința numărul 7 va fi în data de 21 noiembrie 2019. E colecția de toamnă. Tot în același loc și ca teme principale avem integritatea în mediul privat și practică privind faptele de corupție în mediul privat. Am înțeles. Și până atunci poate o escală la Iași, cum spuneți. S-ar putea să fie și o escală la Iași. Mai devreme sau mai târziu. Mulțumesc mult pentru atenție. Eu sunt Andrei Crista. Au fost Legile Afacerilor la Profit TV. Ne revedem joia viitoare, ora 21 live.